oprirea campaniei Stop Teribilismului Rutier a fost liceul Ion Mincu. Aici, polițiștii serviciului rutier Vaslui împreună cu specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui au realizat în cadrul campaniei Stop Teribilismului Rutier o activitate la grupul școlar industrial unde s-au întâlnit cu elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Polițiștii au urmărit îmbunătățirea comportamentului pe drumurile publice a tinerilor, a viitorilor conducători auto, prin cultivarea respectului și a răbdării față de ceilalți participanți la trafic, având în vedere că numai în județul Vaslui în anul 2011 s-au înregistrat 125 de accidente de circulație în care au fost implicați tinerii, soldate cu 9 persoane decedate, 65 rănite grav și 103 rănite ușor. Elevilor le-au fost prezentate exemple din cazuistica poliției în care au fost implicați în accidente conducătorii auto cu experiență redusă, arătând că accidentele care au avut loc s-au comis pe fondul consumului de alcool, a vitezei excesive, a neacordării priorității vehiculelor sau pietonilor, a depășirii neregulamentare, a neasigurării la schimbarea direcției de mers sau a rulării pe contrasens. În cadrul acestei activități au fost prezentate și filme cu exemple pozitive și negative, din care tinerii au extras reguli care trebuie respectate. Activitățile din cadrul campaniei Stop Teribilismului Rutier vor continua toată luna aprilie în liceele și școlile de șoferi din județul Vaslui.